O primă întrebare care generează o discuție ceva mai amplă, cred eu. Cineva ne întreabă așa, ce facem dacă duhovnicul ne oprește de la împărtășenie pe motiv că ne-am vaccinat? Dar dacă duhovnicul susține vaccinarea? Da. Și sunt două situații... Sunt întrebări, sunt dileme ale credincioșilor noștri. Da, acest vaccin trebuie să o spun deschis și cred că orice om înțelege luând după firea lucrurilor. Este singurul vaccin neasumat de cine l-a produs. Cum să te vaccinezi dacă nu e asumat? N-ai nicio garanție. Apoi, a produs atâtea neajunsuri. Trebuie să o spunem răspicat. Noi, slujitorii bisericii, n-avem voie să ascundem adevărul. Avem un jurământ să mărturisim adevărul și numai adevărul. Acesta nu e un adevăr de credință, dar este un adevăr de viață. Viața este tot un adevăr, este darul lui Dumnezeu. De aceea n-ai temei să susții vaccinarea. Este într-adevăr o dilemă. Poate cândva se va discuta, eu n-am un mandat să zic din Sfântul și noi n-am discutat treaba aceasta. Nu s-a pus problema. A fost un comunicat atunci când tot insistau autoritățile să facem... Dar luând după expresia clară pe care o are acest vaccin, este un vaccin experimental pe care nu și-l asumă producătorul. Bună, întrebarea era dacă... Și urmările negative, iată, și eu primesc telefoane și îmi spun, mi s-a vaccinat ruda mea că trebuia să plece în străinătate. Și a socotit că dacă trebuie să meargă la fată și i-a spus fata să nu vine vaccinată, că n-ai cum să ajungi. În ziua în care s-a vaccinat, la 2-3 ore, a paralizat. Deci sunt niște urmări pe care le ascund, inclusiv presa nu le popularizează suficient. Și dacă sunt atât de multe neajunsuri, atât de urmări, de multe urmări grave, cum să recomanzi vaccinul? Eu nu recomand nimănui. Nici nu pot să opresc, fiecare are conștiință. Aici era întrebarea, putem să oprim de la împărtășanie pe motiv că cineva s-a vaccinat? Nu cred că putem să oprim, pentru că omul n-a priceput. E greu să oprești de la împărtășanie, pentru că dacă omul n-a priceput, unii exagerează și spun că nu știu ce pecete este, că are chip. Da, am auzit și eu, că nu cu chipul, dar a zis că vaccinul nu știu ce cu ADN-ul și ADN-ul e chipul lui Dumnezeu și că îl alterează. Mi se par cam neștiți. Să nu fim nici exagerați, problemele astea, dar a susține vaccinarea, cine o susține n-are niciun temei. Ca principiu, biserica a fost de acord, dar în cazul acesta sigur că sunt multe probleme. Așadar,